Pentru cele mai ieftine coins, intrați pe noul site mmorog.com. Aveți aici coins pentru toate jocurile posibile. Linkul în descriere și folosiți codul QUICK pentru 6% reducere. Pentru cele mai ieftine jocuri, console și accesorii, intră pe gamerland.ro și dacă folosești codul QUICK, ai transport gratuit. Codul poți să-l bagi în căsuța de observații. Salutare lume și bine ați venit la un nou episod din Road to Glory. E bine, putem să aducem pe ăștia doi în sfârșit la echipă. De ce? Pentru că i-am dat release lui Ralte și lui Parella, parcă îl chema, sau Pareia, mă rog, nu știu exact. Năstura 2 le-am dat release, nici măcar 50.000 de euro nu m-au costat amândoi să le dau release la contract. Și da, putem să luăm pe Florin Tomescu. Ok, o să fie Future. Așa, și Pangratiu ăsta, tot român, doi români, iată, cu potențial imens. Future și tu, altceva nu mai avem, așa-i. Și cu Otto ăsta mi-a cerut să-i dau drumul, pentru că vrea să plece, simte că deja a stat prea mult pe aici, îi dau drumul lui Otto, dă-l dracu, sau cum dracul cheamă pe ăla. Și urmează meciul cu Manchester United acum. O să fie foarte interesant, aia încă nu a acceptat contractul. Noi bai. Ok, trebuie să facem schimbări pe aici. O să joc cu Kipciu, cred, nu cu Zelalem. Cu Kipciu aici. O să-l bag pe Wallace, poate intră și el în formă. Aici lăsăm pe Manquillo. Lăsăm aceeași apărare, aia fiind obosiți. Morales în locul lui Tejes, aici îl băgăm pe Aarons. Hai să lăsăm pe Jace. Și în atac Cole și Enesiu. Nal, arată bine echipa pentru un meci cu Manchester United. Trebuie neapărat victorie în campionat, la dracu. Simulările astea mă urăsc. Am pierdut de două ori când aveam un om în plus față de adversari. Ăștia sunt pe 8. Nici ei nu sunt pe loc de Europa. What the fuck, ce dracu. Ah, era ăla pe banca de rezerve. Da, da, uitasem. Accidentarea pulii la Lopez data trecută. Și da, a trebuit să îl scot de pe banca de rezerve. Am dat auto pentru că și așa se scoate el și nu se schimbă primul 11. Am dat direct în ăla, fain așa. Și acum Wayne Rooney. Wallace acolo aleargă după Rafael. Brazilianul va centra, cred. Sau pasează înapoi, ce dracu. Juan Mata la Wayne Rooney. Coșmarul echipei mele, Wayne Rooney șutează. Galisi respinge foarte prost în față. Am avut noroc că n-a fost nimeni de la ei acolo. Probabil era 1-0 acum. Kipciu, trece bine Kipciu, trece acolo, ce cursă bună și la final, ca românul, bineînțeles, cade în careu, neobținând absolut nimic. Ok, avem un corner din nou spre Zuma, mingea, Zuma recentrează. Da, nici dracu acolo. Morales către Cole a șutat, foarte prost de altfel. Kipciu către Devante, goal! Șutul acestuia! Kipciu n-a putut să trimite mingea spre poartă. A intervenit foarte bine fundașul advers. Lucșo către Di Maria. Van Persie, Di Maria în careu. Di Maria, wow, ce frumos a oprit acolo. Bună tentativa, dar Zuma este prea bun. Van Persie șutează, Galisi respinge. Alisi nu trece într-o formă prea bună, cel puțin în simulări. Foarte bine, Cole acolo către Jace. Nu mă așteptam să trimită Cole. Bun aici, Enesional. A fost offside, așa e, da. Ciu pasă acolo la Devante, Cole, minge bună spre Enesional. Enesional, gol! Conducem Manchester și luăm în pulă. În pulă. Ce fain e să conduci United-ul încă o dată. Dar să sperăm că n-o să egaleze ăștia. Au forța de egalare, asta e clar. Chiar dacă Rooney are o vârstă enormă, o vârstă la care ar trebui să se retragă, tot e pericolul principal. Ce Van Persie, Rooney. Iată aici Van Persie șutează, Galisi. Încearcă foarte multe șuturi de la distanță ăștia. Di Maria, fază bună în careu, Galisi. What the fuck, Galisi, fenomenal, al câtelea balon pe care îl scoate. Al câtelea balon ăsta, serios, deci a fost fantastic, Galisi, își revine clar. Iar dacă a avut o respingere proastă la început, Galisi respinge încă o dată.
Di Maria blind acolo, găsește o pasă bună, Luke Shaw centrează, însă o face foarte prost. Reușește să recupereze lejer aici. Kipciu spre Cole, Cole spre Unal, n-a fost offside, n-a fost offside, n-a fost offside. Enesi Unal 2-0 și s-a încheiat. Dublă pentru Unal. Așa bă, în sfârșit înscrie și ăsta ca lumea. Fructifică ocazia asta, fantastic. Un șut cu stângul, fără șansă pentru Vidal, al cincilea lui gol în campionat. Da, este final de meci, iată, a mai recuperat puțin și eu din șuturi în repriza a doua. Enes Unal are nota 9, a dat 2 goluri, Cole a dat un assist și Galicia a ieșit omul meciului cu 9 save-uri, 9.7 nota, a apărat fantastic, își revine și el în formă în sfârșit. La ei Rooney a fost cel mai bun ca de fiecare dată, de ce a jucat blind atacant? What the actual fuck? Deci ok, nu putea să-l pună pe Rooney atacant, pe Di Maria în bandă, care era puțin mai logic, dar jocul ăsta n-are logic aparent. What the fuck? Blind atacant. Ce pula mea, mă. În fine, hai să continuăm. Am primit aici o grămadă de mesaje, iată, iau staff-ul, ăștia vor accepta, bineînțeles, să vină în echipă. Păcat că au sub 60 overall și nu prea îi pot folosi. Clement vrea să plece, Kipciu, Avdija, Diabate, dar ăștia sunt rezerve, mă. Ar trebui să le scad rolul, dar nu o să accepte probabil după aceea. Așa că mai bine îi lăsăm să creadă că o să-i vând. Hai să avansăm spre meciul cu AS Roma. Ăștia doi văd că au acceptat contractul. Pangratiu și Tomescu. Pangratiu sau Pangratiu? Nu știu. Iorgu. Iorgu. Florin Tomescu. Ăsta e mai normal, ar fi... Na. Dar Iorgu Pangratiu. Ce pula mea asta? Ce nume, mă? Iorgu. În fine, de jur că n-am auzit pe nimeni pe care să cheme Iorgu. Dar în fine, jocul ăsta e foarte stupid. Ca de fiecare dată. Hai să-i vedem pe aceea. Pangratiu, KM, 55 overall, foarte slab la mental și physical. La fel ca și Gafur. Însă este, de fapt, e bun aici pentru că la 55 overall să ai așa statusuri e foarte bine, zic eu. Și la skill e mai slăbuț, are... La pase și la short pass, long shot stă bine, 58, long pass stă bine, 56. Pare un jucător promițător, cât de mă poate juca. Pangratiu și Tomescu, CDM, încă un CDM, poate juca CDM și KB. Ok, aici stă ok pentru 53, overall, chiar stă mai bine decât Pangratiu ăla. Nume. Poate o să fiți voi viitorii jucători care se ducă naționala la un campionat, la un turneu final. Hai să vedem squad report să vedem dacă au potențial. Ăștia sunt împrumutați, Lukin se va retrage, Gnabry, bla bla bla. Ăsta expiră contractul lui Cardoza și n-a vrut să-l prelungească. Hai să vedem special something ăsta. Transfer listed. Tomescu nu zice nimic, dar asta e că am uitat, mă, că sub 60 overall, dacă nu mă înșel, nu arată dacă ai potențial sau nu. Asta e nasol. Oricum, Lopez are peste 90, la fel ca Akpom, doamne, ca Gafur, dar Gafur degeaba. Gafur e foarte ciudat ca jucător, jur. Iată la physical cât de slab e. Aici are ball control, dar nu prea se vede, din păcate. Dacă avea strength, mă... Mare, dacă avea asta strength, ai de cap, mă, ce făceai cu el. Na, nu știu ce să zic de Gafuri. În fine, aștept încă explozia aia lui, dar aparent nu vine. Haideți să facem echipa pentru meciul cu AS Roma. O să joc cu Akpom și o să-l joc pe Cole o repriză, probabil poate mai mult. Aici îl băgăm pe Gafur, care are formă bună. Diabate n-are deloc formă bună, îl băgăm pe Corea. Sola, aici Madeira. O să schimb pe Zuma cu Lukin și o să-l lăsăm pe Emre Can, fiind fundaș. Aici îl băgăm pe Alex Teyes și, bineînțeles, în poartă Galici, care a făcut un meci fenomenal împotriva celor de la City, nu City United. O să-l bag și pe Boga pe bancă în locul ăsta. O scos și pe Kipciu. O să-l bag pe... Îl avem pe Mereleș, de fapt. O să-l bag pe ăla. O să-l bag pe Cornet. Și hai să băgăm și pe Pangratiu ăsta. Așa. Ok, să vedem
Ce echipă mai au cei de la Roma? Să sperăm că nu e Dumbia pe la ei. Sper din tot sufletul să fie așa. Hai să ne uităm dacă scrie pe aici possible la news. Pentru că da, scrie și pe aici. Iată. E predicted, adică nu e sigur să fie așa. Skorupski, nu știu cine e ăla, Mbiwa, Tompkins, Manolas, Dodo de Rossi. Vorbesc serios? De Rossi? Uai. Pjanic, Strootman, Florenzi, Dumbia și Gervinho. Ce atac au ăștia? Florenzi, Dumbia, Gervinho. Ai de curul apărării mele. Nici nu l-am pe Zuma acolo în acest meci. Am sacrificat pentru meciul cu United. Asta este, jucăm cu Lukin. Lukin de obicei joacă foarte bine în meciuri importante. Să sperăm că va face și acum. Așa că da, haideți să începem meciul cu AS Roma. Jucăm pe ploaie la noi acasă, încă o dată. Hai cu victoria, băi băieți. Trebuie să vină victoria neapărat și să ne calificăm în semifinale. Mingea la Florenzi, la fel și Florenzi. Florenzi greșește, Lukin respinge frumos de acolo. Gafur face o preluare proastă și pierdem un tempo aici. Mingea la Devante Cole. Devante spre Akpom. Ce pasă bună! Akpom șutează încă o dată în stilul lui propriu. Dar acum a fost poziția mult, mult mai slabă. Da, nu știu ce-i cu portarul ăsta. Nu știu cine e. Skorupski. Abar n-am auzit în viața mea de nu știu dacă e real sau nu. Foarte bine Diabate. Ce recuperare bună! Mingea spre Devante Cole, o să încerc din nou, minge peste spre Akpom, ratează acesta șutul incredibil. Liga 2 din România scrie pe tine, prietene. Dacă mai faci din astea, Cole trece și Cole ratează. De fapt, n-a ratat ieri pentru că a apărat portarul. Nu-l mai avem pe Zoom aici, așa că o să bat clasic în careu. Iese portarul, respinge greșit acesta. Mingea la Teyes, are un șut foarte bun de la distanță, blocat însă șutul. Diabate pierde în fața lui De Rossi. De Rossi e fenomenal la recuperări, chiar și la vârsta asta. Excelent din nou Tes, întrerupe atacul lor. Și va arunca acolo departe spre De Rossi. Diabate îl face pe italian la cap. Și putem pleca din nou aici la un contraatac. Nu știu dacă a fost offside aici, nu știu sigur. Devante Cole trece, șutează și ratează. N-a fost offside aparent, a fost la limită pasa aia. Joaquin Correa bate din nou un corner, nu mai este pe portar de data asta, acolo cool! Încă o dată, Skorupski prinde. Sola trece, Sola trece de un nou jucător de Dodola. Sola e fantastic, iată-l ce cursă dementă. Sola Clement acolo, Akpom, nu pot să, no, Akpom, no. Ce se întâmplă cu Akpom în ultima vreme? Joacă pur și simplu oribil. N-ai cum să faci așa ceva, bă. Deci n-ai, nu, așa ceva nu se face. Ce trecerea lui Florenzi acolo de Madeira Lukin, însă vine și din nou arată că poate juca la cel mai înalt nivel în ultimul lui an de activitate. O centrare acolo, Dumbia, Galisi! Galisi din nou salvator. Ce portar am, bă. Ce portar dumnezeesc am. Mapou. De Rossi, Mapou, acolo în careu, șutul și este golul lui Gervinho. Ce fază au făcut ăștia, vorbesc serios, iată ce pasă bună, scăpat, de fapt îl ținea ăla, dar nu destul de bine. Și este golul lui Gervinho, 1-0 pentru AS Roma la noi acasă, nu-mi place deloc cum sună chestia asta. Acum trece în sfârșit cel de cineva. Devante Cole, Akpom, Skorupski încă o dată. Se răzbună ocaziile în acest meci. Intră și Iturbe în locul lui Florenzi, vorbesc serios. Mai mult pericol, mai multă viteză. Mingea acum la marcatorul golului, Gervinho păstrează mingea în teren, Gervinho întoarce. Și ajunge acolo Sola foarte bine și recuperează. Gervinho este pe jos. Să vedem acum contraatacul nostru după acea greșeală. Akpom îmi dă peste nas și dă un gol fantastic. Ce călcâi acolo a lui Akpom. Skorupski nicio șansă. Ciuba Akpom înscrie încă o dată în Europa League. După ce a jucat extrem de prost în prima repriză. De fapt, până acum a jucat extrem de prost, că și în a doua repriză a jucat foarte prost. Încerc să fac pressing, o să dau defensiv pe final de meci și o să jucăm pe contraatac.
Iturbe acolo în careu și ratare uriașa lui Dumbia, scap! Am noroc! Fuu, cum să rateze Dumbia de acolo? E bine, iată că s-a întâmplat. Sola, minge bună acolo spre Gafur, Gafur invizibil în acest meci încă o dată. Mingea la Sola, Sola trece bine acolo, trebuie să vină cineva în careu, dar nu vine nimeni. Păstrează Sola mingea în careu, dar degeaba, n-a mai putut. Nu era nimeni cu care să-i centrez, din păcate. Foarte frumos Diabate, Manolas către Gervinho. Și acum Dumbia. Iturbe, Iturbe și acum Manolas. Tacă cu fundașii ăștia, Iturbe deviază bine și ce gol al lui Pjanic. Iau două goluri acasă, asta nu are cum să fie bine absolut deloc. Deci incredibil Iturbe, ce bine a deviat, vorbesc și șutul din prima lui Pjanic. Mirolem Pjanic înscrie și este 2-1 pentru ei, însă acum Cole are ceva de spus? Nu. Devante, Cole șutează, dacă era la gol, mă. Dacă era la gol. În fine, se termină meciul. Iată câte șuturi am putut să am. 14 șuturi, 11 pe poartă și tot am pierdut cu 2-1. Am ratat extraordinar, mai ales prin Akpom. Chiar dacă ești acest om, meciul a jucat oribil înainte, până să dea golul, după aceea a jucat foarte frumos. Emre Can a greșit la gol. L-a ținut foarte prost pe ăla. La primul lor gol. Da, Sola 7.7 a jucat bine, a dat pasă de gol, a recuperat acolo extraordinar. În afară de ăștia 3 de pe aici și Diabate care a recuperat câteva baloane, toți au fost foarte slab, Gafur din nou invizibil. Nu știu ce să mă fac în retur. 2-1 pentru ăștia la mine acasă. Nu-mi place deloc cum sună. Vom vedea data viitoare ce se va întâmpla, însă chiar sunt foarte curios de acest meci. Următorul meci. Gladbach a bătut pe Wolfsburg, Schalke a bătut pe Spurs și 0-0 Inter PSG. Ce frumos sfert de finală. Inter Paris Saint-Germain. Cred că se va califica PSG, chiar dacă Ibra e slab în acest moment fiind foarte bătrân. Foarte bătrân pentru fotbal, bineînțeles, că n-a făcut 80 de ani. Data viitoare, nu știu ce o să fac. O să vedem ce meciuri jucăm data viitoare, poate o să le simulez pe astea sau jucăm cu Everton, nu știu. Oricum, cam asta a fost pentru episodul acesta, eu sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să apăsați butonul de like. Dar mai întâi, stați, să ne uităm. Suntem pe locul 10 în campionat, cu meci mai puțin jucat decât majoritatea echipelor de pe aici. Da, o să jucăm cu Everton, iată, sunt pe locul 6. Și Swans e mai sus decât mine, vorbesc serios. Am 47 de puncte, Spurs are 50. Southampton 52, deci pot urca pe loc de Europa destul de ușor. Și a 54, dacă o să câștig următoarele meciuri, o să fie destul de lejer să ajung acolo. Și dacă o să câștig și în simulări, ar fi foarte bine. Da, oricum, cam asta a fost pentru episodul acesta. Sper că v-a plăcut, eu am fost Quick, ciao, les!